Pe baza legii 28 din 2010, în județ, 4.832 de pensionari au solicitat modificarea drepturilor. Au fost analizate doar 986 de cereri, pentru restul, casa de pensii nedeținând procedura informatică de aplicare. Și nu sunt singurele probleme. La rulajul aplicației informatice pentru acordarea drepturilor de grupă de muncă au rezultat 1.065 de erori pentru pensii stabilite în baza legii 19/2000 și alte 2.175 de erori pentru cele stabilite în baza legii 3 din 1997. Vești ceva mai bune au primit însă pensionarii cu cereri depuse în 2009 și 2010. Pentru 5.660 dintre ei, cererile au fost soluționate, doar 828 mai având încă de așteptat, cel mult până în noiembrie, așa cum susține conducerea casei de pensii. La fel de adevărat este că am reușit să ne recuperăm cererile restante, deci cele din anii anteriori, s-a ajuns de la 6.000 aproape 500 de cereri, să mai avem decât 828, pe care în următoarea luni le vom finaliza. Rugămintea mea mare ar trebui până în toamnă să finalizați absolut tot, pentru că, să nu uităm, vine iarna, e mult mai greu, și mai ales pentru pensionari, și poate vor avea șansa să, totuși, în urma recalculărilor, să aibă, să spunem, puțin mai mult decât astăzi.